Cum va conduce? Cum va conduce lucrul ăsta? Cum va proprietatea aia în formă asta? Mască logică. Chestia asta dă plus. Începem? Da.
Te place sau nu te place? Păi hai să vedem. Dacă avem un minut și unul. Un minut și doi. Așa mai departe, un minut și semn. Mă plic mult. Ăsta cât vrei? 0 dacă e plus 1 e 1. Sau sau, 2 e 1. Sau, și așa mai departe. Altfel. Big Moon dacă toate sunt 0. Ne place? Eu cred că ne place. Pentru că dacă toate x-urile sunt 0, asta e echivalent cu mulțimea. Da, dar dacă văd din neamul în celălalt pe care le-a mulțit cu lucrurile de scăriere, e nu să dea niște. Păi nu să dea niște. A, să fie. Pentru că Big Moon este adevărat la de lucrurile de. Deci, ce am aflat? Că F-ul nostru e compus din două componente. În principiu, avem așa. Să ne uităm prin primul rând pe input. Asta este apelul liber. Local connection înseamnă un black box simulat sau un rezolvător de probleme simulat. Remote connection înseamnă conexiunea la un calculator adevărat liber. Iar black box orbe este încapsularea drepturilor lui și întrebării existente de comunicație între calculatorul clasic și rezolvător local sau adevărat. Ca să rezolvăm o problemă, ne trebuie niște chestii. Înainte să ducem mai departe. Trebuie să punem niște boilerplate-uri în care trebuie să instanțăm ce se cheamă SOL. Bazat pe un rezolvitor local sau pe o instanță de DIV cu care comunică calculatorul clasic. Și să încapsulăm într-un calculator SOL. Alt boilerplate-ul este ăsta pe care l-am selectat aici. Este un fel de apasă pe buton de black box cu funcția mea de evaluare obiectivă și cu numărul de variabile în bază. Adică rezolvăm determinând minimul funcției obiective cu UJ pentru varți cubiți. Atât. În rea,
vreau să fie suficient să scriem așa. Adică să am o singură variabilă și toți ceilalți parametri să fie aceeași parametri. După cum vedeți, există foarte multe variabile pe care le putem configura, pentru că algoritmul e adaptabil. Asta este un model pe care o să punem cu fix cu copilul. Dar, funcția noastră tehnică va trebui să fie o instanță de clasă Python care se expună metoda asta. Asta este ceea ce se cere de la delivery pentru noi. Și anume, să satisfacem această interfață. Să definim metoda pe care se cheamă call două underscore mai cu și după, cu parametrul control, astfel că self este în cheie în Python și atunci de fapt că funcția asta este metoda obiectului mai doar object. States și non-states înseamnă așa. După cum am zis mai devreme, o stare înseamnă o aranjare de condiții, un tuplu de condiții. Dar Blackbox poate să rezolve sau poate să compacteze mai mult decât la o altă, într-un singur array, de plus minus 1, la pachet, în varianta states. Deci asta înseamnă o concatenare de array-uri de plus minus 1 a non-states stări. Da? Și noi, în acest rogul aceste metode call, trebuie să ne procesăm starea noastră pe care lucrăm la momentul T. Pentru fiecare stare de la 0 la 1 states, trebuie să punem câte un număr în acest array. Da? Deci pentru starea 0 trebuie evaluatorul face o valoare, pentru starea 1 evaluatorul face altă valoare și așa mai departe, ca la ce am scris mai devreme în da? Stările au aceeași lungime, chiar dacă aici, în primării, mulțimile au dimensiuni diferite, asta nu înseamnă că reprezentarea lor are altă lungime, după cum vedeți, fiecare are așa activit. Și pentru fiecare o să punem câte un număr în array-ul ăsta și să întoarcem un cuplu din el. Blackbox-ul intern va chema funcția asta de foarte multe ori și la final o să ne dea un array de plus minus 1 în această variantă de Blackbox sensor, care ne vedem pe aici, care minimizează această funcție 1. Practic, toată programarea noastră se reduce la acest lucru. Adică la funcția matematică pe care am proiectat-o așa, teoretic, acum câteva minute. Așadar, eu o să iau acest cod, fac, și o să fac un nou gust. Mi s-a stricat inventarea. Apiurile astea se instalează separat.
Acum, mai evaluat orice, ar trebui să știm ce mulțime de valori lucrează, da? Și o să dea să se pasă aici. Vreau un set. Aici avem un set. Thank you.